Bună ziua! Astăzi vom prezenta mașina de brodat Inovis V3 Limited Edition de la Brother. Mașina vine însoțită de următoarele accesorii suplimentare. Cercuri pentru șponuri, șponuri suplimentare, discuri pentru copsurile de ață, tija suplimentară, ace. Pen pentru selectarea broderiei, desfăcător de cusături, pensule pentru curățat scamele, șurubenițe, plase pentru copsurile de ață și foarfecă. În partea dreaptă avem ecranul tactil de unde selectăm tipul de broderie pe care dorim să-l realizăm. Central avem sistemul de înfilare automată a aței la ac, butonul pentru coborârea piciorușului, tăierea aței automat, coborârea acului și pornirea mașinii. Primul pas pentru realizarea broderiei este înfilarea aței la șpon. Introducem șponul pe tijă, punem copsul de ață, blocăm cu ajutorul discului și urmăm traseul indicat de săgeți. Înfășurăm firul de câteva ori în jurul șponului, visăm și apăsăm butonul de start. Scoatem protecția, introducem șponul și urmărim traseul indicat de săgeți. Punem protecția la loc. Următorul pas este înfilarea aței la ac. Introducem copsul de ață pe tijă, blocăm și urmărim traseul indicat de săgeți. Pentru selectarea broderiei, intrăm în modulul broderie, selectăm folderul și ne alegem broderia pe care dorim să o realizăm. Selectăm din nou broderie și suntem pregătiți pentru a porni mașina. Introducem gergheful. Blocăm. Coborăm piciorușul. Și pornim coasterea. Tăiem surplusul de ață.